de exemplu? Aici sunt cele 12.700 de semnături care au fost depuse ieri dimineață la Ministerul Sănătății. Sigur, nu acestea, ci o copie după acestea. Vorbim de 12.000 de semnături care vin în susținerea apelului adresat autorităților pentru păstrarea Centrului de Cardiologie din Craiova, așa cum este acum, deci în actuala formulă administrativă și juridică. Mai trebuie spus aici că acțiunea noastră, chiar dacă ieri am depus aceste 12.000 de semnături, acțiunea noastră va continua. Până în clipa de față, Guvernul României nu a luat o decizie privind această chestiune, deci înțelegem ca noi să colectăm și pe mai departe semnături pe care vom continua să le depunem la registratura instituțiilor respective, până când Guvernul României va decide stoparea, blocarea, înghețarea proiectului său de hotărâre. Mai vreau să adaug un singur lucru și anume faptul că aceste 12.700 de semnături s-au depus, așa cum am spus mai devreme, la Ministerul Sănătății, dar copiii ale acestui document au fost expediate și pe adresa Guvernului României, în atenția domnului prim-ministru Emil Boc, și către președinția României, în atenția domnului președinte Traian Băsescu. Deci, poate la salvarea unor vieți de oameni. Pentru că, prin existența Centrului de Cardiologie, îngrijirea pacienților cu boli cardiovasculare, care, din nefericire, este încă prima cauză de mortalitate în România, prin existența acestui centru, se ajută acești pacienți. Vreau să vă spun că am fost impresionat de interesul oamenilor, oameni simpli, oameni care, dintre care unii au fost internați aici, unii au avut rude, unii poate nici n-au avut nicio legătură cu centrul de cardiologie. Au venit, s-au oferit ei înșiși să îi aducă pe vecinii lor, pe prietenii lor, pe colegii lor și în felul acesta, într-un timp scurt, s-a strâns acest număr mare de semnături. Eu cred că este o victorie. O victorie a spiritului civic din Craiova, a spiritului civic care nu a murit. Pentru că, până la urmă, presa este a patra putere și societatea civilă, am putea spune că este a cincea putere. Și faptul că această putere acționează, faptul că ne pasă de ce se întâmplă în jurul nostru, este un lucru extraordinar, care cred că depășește un pic cadrul salvării Centrului de Cardiologie. Așa, în plan concret, în privința salvării Centrului de Cardiologie, lucrurile cred că încă pot fi poate să meargă pe făgașul cel bun. Este o unitate sanitară cu eficiență dovedită, eficiență medicală, singura unitate de acest nivel în 5 județe, în cele 5 județe ale Olteniei, o unitate medicală care nu are niciun fel de datorii, în care se fac lucruri unice în România și această unitate medicală trebuie să continue să existe pentru a ajuta pe bolnavi de inimă, din care poate să fie oricare dintre noi și oricare dintre cei care ai noștri. Credem că demersul nostru nu este unul inutil. Vă mulțumesc pentru... Au oferit să strângă semnături de la rude, de la prieteni, de la vecini, alături de noi. S-au implicat o serie de oameni din orașul Craiova, oameni simpli, oameni cu funcții de conducere, instituții. În fiecare zi se aduc la centru sute de semnături din diverse instituții, din diverse localități din județ. Procesul continuă pentru că a fost foarte bine primită această inițiativă și are un impact deosebit la care noi nu ne așteptăm și cu ocazia asta trebuie să vă spun că tot personalul Centrului de Cardiologie a simțit mulțumirea populației față de ceea ce noi am făcut în ultimii 10 ani. Bineînțeles că noi ne făcusem planul de extindere și de dezvoltare a Centrului de Cardiologie din Craiova, de îmbunătățire a activității, de perfecționare. Nici nu ne-am fi gândit vreodată că s-ar putea întâmpla ca acel cadou de Crăciun din anul 2010 să apară și să se pună problema desfințării Centrului de Cardiologie, care a fost o unitate de interes deosebit pe aceste probleme, pe o distanță mare și care acoperă o regiune importantă din țara noastră, respectiv distanța dintre București și Timișoara. În această regiune nu există un centru care să facă pentru bolnavi lucruri similare, iar dacă cumva se va întâmpla ca acest centru să dispară, în mod evident costurile vor crește
și nu sunt numai costuri financiare, o să fie costuri în vieți de bolnavi. O serie de bolnavi nu vor putea să suporte transportul către alte centre, nu vor putea să-și permită să-și continue tratamentele medicale, nu vor putea să-și permită să beneficieze de tot felul de manevre care se de diagnostic sau terapeutice care se întâmplă în momentul acesta în centrul de cardiologie Craiova și care depind în mod evident de managementul corect și de prezența surselor financiare necesare care sunt legate de independența centrului de cardiologie. Care s-au alăturat în sfârșit oricărei persoane care a considerat că este bine să dea un semn că nu este nepăsător atunci când aude de o decizie, îi spun eu, eronată. Vă mulțumesc, nu în cele din urmă dumneavoastră, pentru că vă mărturisesc că atunci când am vorbit cu foarte mulți căvenți, foarte mulți cetățeni despre campania noastră, au acceptat, majoritatea au acceptat să semneze. Refuzurile au fost din cauza ignoranței sau adevărului. Nimeni nu a avut un cuvânt urât la adresa dumneavoastră sau un reproș. Cuvintele s-au îndreptat așa cum erau firesc împotriva celor care au gândit această decizie. Sunt semnele organizațiilor civice care deja au anunțat că vor colecta aceste semnături. Redacția Moldenia 2 TV și-a fost la dispoziție, secretariatul se pot depune tabele și acolo, ele pot fi primite și online, scanate sau prin fax. Noi am direcționat foarte mult pe centrul de cardiologie, pentru că în acest fel există și o modalitate de a comunica, eu știu, între cei chiar și vizați și cetățenii interesați. Pot lua legătura și așa s-a și întâmplat. Pot lua legătura cu medicul curant, foarte mulți cetățeni din oraș sau din județ au fost internați aici sau rudele lor și pot ia legătura cu unul din medicii cardiologi din secție sau cu cineva din personalul mediu sau personalul de îngrijire sau personalul administrativ și majoritatea medicilor din oraș sau din județ au astfel de formulare. Medici de familie, medici de alte specialități, policlinici, centre medicale, laboratoare, peste tot există astfel de formulare.